Organizarea învățării, o resursă pentru clasa 7. Organizarea înseamnă realizarea acțiunilor unui plan într-un anumit mod. Dacă cel mai simplu plan în învățare înseamnă realizarea unui tabel cu două întrebări, ce și când învăț, organizarea aduce o nouă întrebare. Cum anume voi învăța? Ia o foaie de hârtie. Vom organiza împreună un plan de acțiune în 3 pași pentru săptămâna viitoare. Pasul 1. Din cele aproximativ 20 de discipline pe care le ai anul acesta, selectează și ordonează în partea stângă acele discipline pentru care ai de învățat. Ele pot fi ordonate după preferințe, urgență, dificultate, alfabetic sau la întâmplare. Iată un exemplu de câteva discipline ordonate: istorie, biologie, română și așa mai departe. Pasul 2. Pentru că planul acesta este pentru săptămâna viitoare, trece zilele de luni până duminică. Eu le voi scrie prescurtat. Pentru pasul 3, gândește-te la ce ai de învățat pentru săptămâna viitoare. Acestea ar putea fi: să găsești 10 perechi de cuvinte paronime după modelul oral-orar, să realizezi o prezentare despre istoria internetului, în echipă să realizezi un poster pentru Ziua Internațională a Voluntariatului sau să construiești un poligon concav din 7 scobitori după model. Pasul 3 se termină când decizi unde anume vei pune aceste activități în tabelul tău. Cum ar fi? Voi scrie joi cele 10 perechi de paronime. Voi face duminică prezentarea despre internet în PowerPoint. Mă voi întâlni miercuri cu echipa pentru realizarea posterului. Sau voi construi luni poligonul concav, chiar dacă trebuie să fie gata tocmai joi. Dar uneori, planul se poate modifica, cum ar fi să construiesc poligonul marți, deoarece nu am scobitori în casă, sau să realizez prezentarea despre internet vineri, pentru că duminică merg la ziua bunicii. Așadar, organizarea învățării este flexibilă și răspunde la mai multe întrebări. Ce am de învățat? Când? Cum? Unde? Cu cine? Sau cu ce voi învăța? Și este foarte importantă când avem mai multe sarcini de dus la bun sfârșit. Pentru a o descrie mai bine, am adaptat acest proverb japonez. A planifica, a organiza, fără a pune în acțiune, rămâne un vis frumos. Dar a acționa fără a avea un plan sau fără a fi organizat, poate deveni un vis urât.